Bună ziua și bun găsit, prieteni, la Telemagazin! Din nou suntem noi alături de voi, cei veseli, cei primitori în casa noastră, în casa Telemagazinului, cu sfaturi, cu recomandări, cu diferite noutăți și neapărat cu buna dispoziție. Așa, deocamdată vă invităm în veranda casei Telemagazin ca să vedeți ce avem astăzi în emisiune. Astăzi la Telemagazin. Minunele se pot întâmpla în cele mai neașteptate locuri. Patru femei din țara noastră și-au adus copiii pe lume în ambulanță. Cum se simt proaspetele mămici, dar și bebelușilor, aflați cu noi. Secretul sarmalelor moldovenești este frunza de viță de vie, care trebuie culeasă și pregătită cu mare grijă. Colega noastră, Samantha Arap, a mers la o gospodină din satul Peresecna și a învățat cum se conservă acestea. Iată, am turnat puțină apă, puțină sare neiodată. Acum turnăm borșoacru. La oferta zilei de azi avem blenderul pentru smoothie-uri Perla. Cu el puteți pregăti rapid băuturi sănătoase, dar și delicioase. Tot azi vă prezentăm grupul de colț Pandora, care vă poate schimba aspectul bucătăriei la cel mai bun preț. Că tot n-am vorbit de mult despre minuni frumoase, iată că ele se pot întâmpla în cele mai neașteptate locuri. Doar pe parcursul săptămânii trecute în țara noastră, patru bebeluși s-au născut chiar în ambulanță. Mamele nu au reușit să fie transportate la maternitate, așa că medicii de pe ambulanță au fost nevoiți să primească ei nașterile. Prima naștere a avut loc la Chișinău, în data de 18 mai, atunci cu ajutorul echipei de asistență medicală urgentă s-a născut o fetiță. În următoarele două zile, la Cahul și la Chișinău, s-au mai născut două fetițe, tot în ambulanță. Iar în data de 21 mai, la Leova, pe lume a apărut un băiețel. Mamele nu erau la prima lor naștere, motiv pentru care totul a decurs atât de repede, explică medicii. Bebelușii, dar și mamele lor, sunt perfect sănătoși și au fost transportați la maternitate pentru controlele de rigoare. Totuși, medicii atenționează că viitoarele mame trebuie să apeleze la urgență la primele semne care prevestesc nașterea, pentru a evita eventualele complicații. Smoothie-ul este o băutură cu proprietăți de-a dreptul miraculoase, care ne poate ajuta în curele de detoxifiere sau chiar în cele de slăbire. În plus, este un energizant perfect, mai bun decât orice complex de vitamine pe care îl puteți cumpăra din farmacii. Iar vestea bună este că poate fi consumat atât de adulți cât și de copii. Să știți, încă această băutură trebuie consumată imediat după preparare. În caz contrar, riscă să-și piardă proprietățile nutritive. Mai multe despre beneficiile ei, dar și cum putem face un smoothie delicios acasă, aflăm din subiectul ce urmează. Smoothie este considerat un preparat bogat în vitamine și minerale, care poate fi pregătit atât la blender cât și cu ajutorul unui robot de bucătărie. Sunt mai multe tipuri de smoothie-uri, de exemplu îl puteți pregăti din legume și verdețuri, cum ar fi morcov, spanac, castravete, țelină, salata verde și pătrunjel. De asemenea, ingredientul lichid poate fi un iaurt degresat sau semidegresat, lapte, chefir, lapte de soia, lapte de migdale sau lapte de cocos sau pur și simplu apă. Dacă alegeți unul din fructe, atunci puteți opta pentru fructe de pădure, mango, ananas, banană, măr, pepene, cireșe, piersici, caise și avocado. În sezonul rece puteți să folosiți fructele congelate. Murele, prunele, perele, afinele, strugurii, gutuiele sau ananasul sunt numai câteva dintre fructele care pot fi înghețate din timp. Semințele de in sau cele de chia sunt perfecte în rețetele de smoothie-uri. Puteți adăuga și alte ingrediente precum fulgii de ovăz, care sunt foarte buni pentru digestie. Să știți că sunt și smoothie-uri energizante, cum ar fi cel cu varza cale, care este o sursă excelentă de vitamine și minerale, magneziu, acid folic, vitaminele A, C, K și E. Dați frâu imaginației și pregătiți orice băutură vă doriți, cu portocale, banane, mere, orice vă poftește inima.
Luați aminte, însă multe ingrediente nu înseamnă un smoothie bun. O băutură ideală ar trebui să conțină între 2 și 4 ingrediente, iar echilibrul dintre citrice și fructele dulci trebuie menținut. Începeți să experimentați! Modul sănătos de viață, o alimentație echilibrată, adesea este de neimaginat fără un blender în casă. Și asta pentru că aveți nevoie să preparați smoothie-ul matinal, o gustare sau un shake cu proteine. Și alegerea unui blender potrivit poate fi adesea dificilă, pentru că el trebuie să fie comod, compact și suficient de puternic pentru a zdrobi chiar și semințele din fructe. Astăzi vă arătăm noi unul pe măsura așteptărilor voastre. Cu ajutorul blenderului Perla puteți pregăti rapid băuturi gustoase și sănătoase. În plus, recipientul în care preparați băutura poate fi luat la sală, la serviciu sau în mașină. Și doar în cadrul telemagazin, blenderul Perla poate fi procurat cu o reducere de 50%. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți doar 599 de lei, în loc de 1199 de lei cât costă în magazinele partenerilor noștri. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Iar curierii vă livrează produsul gratuit în orice colț al țării. Iar acum să vă arătăm cum funcționează și să vă sugerăm și niște rețete bune de folosit acasă. Ion? Da, Tatiana. Trebuie să spun că tu ești meșterul și mega profesionistul în ceea ce ține de smoothie-uri, pentru că le folosești, le bei, le prepari acasă cu tot felul de ingrediente, așa da. Că te las tu să fii front woman-ul la aceste intervenții și să ne povestești mai multe despre smoothie-uri, între timp ce vom testa acest aparat, care pentru mine este o descoperire numai pentru faptul că îți permite să-ți faci smoothie-uri, să-l închizi și să-l iei cu tine. Exact, despre asta vreau să vorbesc. Într-adevăr, smoothie-le trebuie consumat imediat ce este gătit și asta pentru ca să evităm oxidarea acestuia și respectiv pierderea vitaminelor și a substanțelor nutritive din el. Dar de foarte multe ori dimineața îl facem în grabă și îl bem pe drum până la serviciu, de exemplu. Da? Asta înseamnă că avantajul blenderului Perla este în faptul că acest recipient este folosit și ca un pahar în care ați luat smoothie-le cu voi. Apropo, el are un diametru potrivit practic pentru toate suporturile de pahare din mașină și respectiv poți să-l ții alături. Doi la mână, un alt avantaj important, uite, dăm capacul ăla care așa, este capacul care ne ajută, deci după ce a fost preparat smoothie-le, ridici de acolo, ai pus acest capac, așa, pe lângă faptul că el se deschide foarte ușor și se închide ermetic ca să-l poți lua cu tine și să bei și să nu verși din el tot ce ai pus aici, are și această chestie ca să-l poți duce. Sau, cum am zis eu, de exemplu, în cazul în care mergi la sport și mergi pe jos la sport, poți să-l legi de rucsac, așa de exemplu, este. Sau de o geantă de călătorie când mergi în călătorie. Un alt lucru important, de ce smoothie-le se consumă imediat și de ce de obicei nu se păstrează în recipient, este lama din oțel inoxidabil, care este foarte bună ca să zdrobim, dar dacă în contact cu această lamă produsul stă mult timp, începe să se oxideze. Și atunci, după ce l-ați preparat, dacă i-ați închis capacul, voi puteți să-l mai păstrați o oră și jumătate, două ore, până să-l consumați, dacă nu vreți să-l consumați imediat. Apropo, recipientul este destul de mare, are 600 de mililitri, deci practic este un consum suficient. Și sportivii de performanță care își beau shake-ul, de multe ori shake-ul de proteină ei îl fac pe bază de lapte, cu banană și cu acel praf de proteină. Și praf de proteină, exact. Da. Și poți să-l iei la fel cu tine, acel preparat deja poți să-l iei cu tine și să-l ții câteva ore până când îl bei după antrenament. Da, eu, de exemplu, aș face accentul pe acest lucru din punct de vedere a sportivilor, pentru că este foarte comod să-ți faci shake-ul de proteină de acasă, să închizi ermetic borcanașul și să-l iei cu tine la sală și, na, sau înainte de sală sau pe parcursul antrenamentului să-l consumi, pentru că el se închide ermetic pentru că este încăpător, are 600 de mililitri și până la urmă poți și apă să-ți iei, dacă nu îți faci smoothie, ți-ai umplut borcanașul cu apă și te-ai dus la lucru, la sport. La... Apropo, ce este foarte important, acest vas din plastic nu conține bisfenol A, deci este un plastic ecologic care nu va degaja în băutura voastră substanțe nocive și respectiv nu dăunează sănătății voastre. Iar noi acum suntem în foarte mare măsură eco ca să avem grijă de sănătate. Bine, deci
este destul de mic. Blenderul în sine, deci baza blenderului este destul de mică, nu ocupă foarte mult spațiu la bucătărie, are și aceste piciorușe de cauciuc care permit că el să fie foarte stabil. Hai să, eu să mă ocup de smoothie, de un smoothie matinal, cum obișnuiesc eu să fac. Pe tine o să te rog să pregătești prima băutură matinală. Multe femei știu și practică în ultima perioadă acest ritual. Dimineață se bea pe stomacul gol apă cu suc de lămâie, apă călduță cu suc de lămâie. De ce dor, femei? Pentru că și eu asta fac în fiecare dimineață. Bine, apă cu suc de lămâie. Asta e foarte bine. Deci, de ce se face acest lucru? Asta pregătește tractul digestiv pentru a începe să funcționeze și totodată eliberează intestinul de rezidurile acumulate anterior. Și îți pornește metabolismul ca el să digere toată hrana pe care o vei mânca. Apropo, peste jumătate de oră. Știu că se bea de întâi apă și doar peste jumătate. Dacă se mănâncă. Poți aștepta mai mult, o oră și jumătate este încă mai bine. Și apropo, eu o să-ți arăt un lucru important pentru mine, de ce îmi place mie anume să am blenderul acasă. Eu nu folosesc apa cu lămâie. Eu folosesc lămâia întreagă pentru această apă cu lămâie matinală. Eu o să te rog să tai cam atât, uite așa, pentru adică, că... Tu mă rogi să tai, dar tu să tai, deci, da? Pentru că în coaja de lămâie și în semințele lămâiei se conțin o mulțime de substanțe foarte importante pentru organism. Și atunci când tu doar storci sucul, tu pierzi o mulțime de beneficii. Exact, bei doar sucul. De asta o să te rog să o tai în patru, să o pui și să-i torni un pic de apă, să o dai prin blender. Deci eu așa fac dimineață. Tai lămâia cu tot cu coajă, cu tot cu semințe, o pun cu apă, cu un pic de apă ca să se omogenizeze și după asta adaug apă călduță. Și asta este prima băutură matinală. Și practic matinală. O consum pe tot, împreună cu coaja. Exact. Și împreună cu sâmburi, dacă există. Acesta este avantajul cel mai mare atunci când vorbim despre un blender și necesitatea lui în casă. Între timp, hai că eu o să mă ocup de smoothie. O să facem un smoothie verde astăzi. Culoarea verde este cea mai sănătoasă, apropo. Da, și este datorată de kiwi și de frunzele de spanac. Vei folosi și spanac, da? Și spanac și nu doar. Voi folosi și spirulina, pe care eu o ador și ea este foarte bună pentru smoothie, la orice ora zilei, apropo, și este un preparat foarte bun în perioada asta ca să ne întărim sistemul imunitar. Gata, e suficient. Dar trebuie... dacă am nevoie, după aia mai adaug. Da, după asta adaugi apă fierbinte deja ca să o faci caldă și să... Foarte important, apa cu lămâie pe stomacul gol dimineața se bea călduțe, nici de cum rece. Corect. Pentru că facem mai rău. Corpului. Trebuie să fie cel puțin temperatura corpului. Este adică bine 36 dacă de grade. Adică călduță bine. Este foarte bine dacă puteți o consumați încă mai caldă. Apropo, în aceeași ordine de idei, uite, și mărul când îl pui în blender... Faci la fel. Practic îi scoți doar partea de jos, da? Pentru că așa e. A, și lași sâmburii. Lași și semințele și totul, pentru că aici, de fapt, în semința fructului, semința este acolo de unde fructul provine, de fapt, de unde crește. Și imaginează-ți câte substanțe nutritive sunt în semințe pe care noi le dăm la gunoi. Așa este. Ok, bun, eu pornesc blenderul. Hai să spunem și despre... specificațiile tehnice, bine că ele nu sunt prea multe pentru că el este foarte simplu și foarte ușor de utilizat. Una ce pot să vă spun, are o putere de 300 de W, suficientă pentru a toca toate fructele și le-a transformat din fruct integral în un piureu pentru smoothie-ul. Smoothie-ul pe care îl faceți sau de dimineață sau în timpul mesei și așa mai departe. Sticla blenderului Perla este compatibilă cu majoritatea suporturilor, așa cum a spus și Tatiana, pentru pahare disponibile în habitaculul automobilelor. În plus, are și un cârlig ca să vă fie mai ușor să transportați sau chiar să o agățați de un rucsac. Iar după ce ați folosit-o, puteți să o spălați foarte ușor sub un jet de apă sau în mașina de spălat vase. Sticla este comodă și vă va folosi întreaga zi ca recipient pentru apă. Blenderul pentru smoothie, sosuri și alte delicii poate fi al vostru acum cu o reducere de jumătate din preț oferită special pentru telespectatorii Telemagazin. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți, atenție, doar 599 de lei pentru blenderul Perla. Iar acesta va fi livrat absolut gratuit până la ușa casei voastre în orice colț al țării. Dar grăbiți-vă, oferta este foarte generoasă și este valabilă în limita stocului disponibil, iar cetățeni ai Republicii Moldova care tind tot mai mult și mai mult să ducă un mod de viață sănătos sunt tot mai mulți, respectiv tot mai mulți vor plasa comanda pentru acest dispozitiv minunat din punctul meu de vedere. Așa, și acum suntem gata să pornim
aparatul pentru smoothie, stai așa, sunt. El se pornește, am mai avut noi și Nutribullet, știți despre ce este vorba, el se pornește exact ca un Nutribullet, deci pur și simplu se apasă pe aparat și gata. Dacă vreți ca să funcționeze mai mult, putem să și blocăm mecanismul, așa, și să-l lăsăm să lucreze. Exact. Ajunge? Trebuie de văzut, uite, până se furnizează de tot, pentru că depinde de produs. Unele produse o să aibă nevoie de ceva mai mult. Bun, că aici avem o lămâie cu coaja foarte groasă. Cred că e nevoie de ceva mai mult timp. Între timp, eu o să-ți arăt ce adaug în acest smoothie verde. Deci, pe lângă fructele care le-am adăugat și frunzele de spanac, eu o să pun niște semințe de susan. Semințele de susan conțin foarte mult calciu. Deci calciu nu se conține mai mult în brânzeturi, ci mai mult în semințe de susan și, apropo, și în frunzele de spanac. Așa este. Niște semințe de in care reglează tranzitul intestinal și ajută la curățarea organismului. Un pic de semințe de dovleac, care sunt și ele foarte benefice și conțin multe proteine. Și produsele mele preferate de fiecare dată. Deci, biochimia Tatianei plăcinte. Da, acea spirulină despre care eu vă spuneam că este foarte bună și pentru sistemul imunitar. Deci spirulină, o linguriță. Maca, care este o pudră dintr-o rădăcină care întărește imunitatea și ajută la păstrarea dorințelor, chefurilor și puterilor. Eu am pierdut deja contul ingredientelor câte ai pus aici. Astea sunt semințe de in, de altfel tot conțin foarte multe lucruri. Și ce-mi place mie să pun în smoothie dimineață este pudra de matcha, de obicei se face cu lapte. Mie îmi place să pun în smoothie pentru că este energizantă ca și cafeaua. Așa, mai adăugăm un pic ușor de apă. Așa, pentru a lichifia un pic, da, toată pentru masa ca să omogenizăm. Totul se închide, uite așa. Așa. Se pune aici. Ușor, ușor. Câteva secunde îți ia. Deci smoothie-ul este gata, da. Dacă vreți să fie încă mai lichefiat, mai adăugați apă. Și după ce acest smoothie este gata, așa, verde, nici nu mai ai nevoie să torni nici ceva și să nici nu mai ai nevoie de pahar, pentru corect, că ai deja sticla din care poți să bei. Ai făcut, uite așa, ți-ai pus capacul. Ah, mamă, ce miros plăcut de coajă de lămâie, nu doar de suc de lămâie. Uite, asta este avantajul când folosești și coaja. Și uite așa, ai luat paharul. Fantastic. A trecut prin găurică piureul? Da, desigur, păi, dar nu e piureul. E lichid, da, e lichid, lichid de tot. E foarte bun. Sau pur și simplu îți scoți capacul și bei așa, pentru că, de fapt, este un vas perfect pentru tot. E foarte bun, e o descoperire pentru mine să folosesc și coaja de lămâie. Și coaja de lămâie conține foarte multe fibre. În plus, tu păstrezi toate fibrele din lămâie, care ajută încă mai mult intestinului, în loc de faptul că tu ai stors doar sucul. Bine, eu cred că aș alege lămâi cu coaja mai subțire, pentru că e chiar groasă coaja și e prea multă coaja și la mine nu e super lichid, e cam fluid, știi? Poți să-i adaugi apă cât ai nevoie ca să-l lichefiezi, dar până la urmă, avantajul este că în această formă tu primești mai multe vitamine și mai multe minerale din acea lămâie decât storcându-i doar sucul. Așa că țineți cont de acest sfat, în special atunci când gătiți smoothie. Puneți și produsele care conțin semințe și adăugați tot felul de semințe și ingrediente care vă ajută să vă mențineți sănătoși, supli și în formă bună. Cu siguranță v-am convins că acum este mai ușor ca niciodată să extrageți toți nutrienții dintr-un fruct sau o legumă. În plus, păstrați și fibrele atât de necesare pentru buna funcționare a colonului. Tăiați fructele în patru și nu le scoateți semințele, pentru că în ele se găsesc o mulțime de substanțe nutritive indispensabile organismului uman. Improvizați smoothie cu fructe sau legume, cu frunze de spanac, frunze de sfeclă sau chiar frunze de morcov. Mixați iaurtul cu pomușoare sau cu miere sau amestecați înghețata cu sos de ciocolată sau unt de arahide. Și acestea sunt doar câteva idei pe care le puteți realiza. Începeți să vă alimentați corect și divers chiar acum. Cu un singur apel la numărul afișat pe ecran, blenderul Perla va ajunge direct în bucătăria voastră. În plus, curierii vi-l vor livra absolut gratuit. Iar Telemagazin vă oferă o reducere de 50%. Plătiți doar 599 de lei în loc de prețul inițial de 1199 de lei. Și tot ce vă rămâne este să savurați și să fiți sănătoși. Luați-vă doza de sănătate, de vitamine, de vitalitate și de energie.
Acum, să duci un mod de viață sănătos e mai ușor și mai ieftin ca niciodată. Aceleași fructe pe care noi nu reușim să le mâncăm toate într-o zi, le-ai pus pe toate în acest blender, ți-ai făcut un smoothie și ai toți nutrienții necesari, toate vitaminele necesare pentru o zi întreagă, pe care le iei, nu știu, dimineața, de exemplu, când îți pregătești acest smoothie, în câteva clipe și nu veți întârzia exact. Cu siguranță la serviciu. Ei bine, rămâneți alături de noi pentru că mai avem câte ceva pentru voi. Hai noroc! Hai noroc. Dorul de școală și de copii a îndemnat-o pe profesoara din Olanda să împletească niște popuși care seamănă leit cu discipolii săi. Practic toată perioada de carantină, femeia a împletit cei 23 de omuleți cărora le-a dat și numele elevilor săi. Copiii au rămas încântați de rezultat, iar fotografiile au devenit virale pe internet. Fiecare păpușă reproduce în cele mai mici detalii înfățișarea elevilor săi. Profesoara a reprodus cu ajutorul croșete chiar și pistruii, cicatricea, ori nasul încovoiat. Totodată, femeia și-a confecționat și propria copie în miniatură și a plasat-o printre elevi pentru a le demonstra că le este aproape chiar și pe timp de criză. Head and Shoulders. Pentru un păr cu până la 100% fără mătreață. Buclele legere sunt mereu la modă. Naturalețea acestui look este de-a dreptul cuceritoare, iar versatilitatea lor le face potrivite pentru o ținută casual, o pereche de tenis, dar și pentru rochii de cocktail și pantofi stiletto. Dar aveți mare grijă, pentru că bigudiurile, placa, pot să vă deterioreze podoaba capilară. Pentru asta trebuie să aveți produse de îngrijire a părului de calitate, cum sunt cele din gama oferită de Head & Shoulders. Ele sunt potrivite pentru toate tipurile de păr, iar rezultatele sunt vizibile chiar și după prima spălare. Și acum vă spunem câteva reguli de care trebuie să țineți cont pentru a vă face bucle perfecte acasă. Orice coafură începe cu un păr curat și hidratat corespunzător. Prima regulă este ca părul să fie spălat cu o zi înainte și bine pieptănat. Odată ce ați început procesul, nu dați drumul șuviței prea devreme din palmă, după ce o țineți pe ondulator doar câteva secunde. De asemenea, este important să nu întindeți șuvițele cu mâna sau cu peria, atât cât sunt fierbinți. Cu cât mai subțiri alegeți să fie, cu atât vor rezista mai multe zile. Regula valabilă mai ales pentru femei cu textura firului de păr mai fină. Pentru ca buclele să arate perfect îngrijite, trebuie pieptănate o dată pe zi, foarte delicat. Se vehiculează că este nevoie de un ondulator cu diametru mare pentru bucle masive și unul cu diametru mic pentru bucle mai mici și bine definite, dar nu este neapărat așa. Secretul este să vă înfășurați șuvița mai groasă în jurul ondulatorului subțire. La final, treceți-vă degetele prin păr asemenea unui pieptăn, dacă vă doriți ca acestea să fie mai legere și să aibă un aspect mai natural. Asigurați-vă că onduleurile vor rezista și aplicați un spray cu fixare ușoară pentru efect de lungă durată. Acesta trebuie pulverizat la o distanță de 15-20 de centimetri pentru un plus de strălucire. Sperăm că aceste sfaturi o să vă fie utile și ați înțeles cum se fac buclele legere acasă. De asemenea, nu uitați să folosiți produse de îngrijire a părului de calitate, cum sunt cele de la marca Head & Shoulders, care este și sponsorul acestei rubrici. Head & Shoulders. Pentru un păr cu până la 100% fără mătreață. Sculptează animale în nisip, pe care, dacă e să le privești de la distanță, s-ar părea că sunt vii. Câini, elefanți, rechini, caracatițe, tauri sunt doar câteva din lucrările lui Antonio Bestarica. Hobby-ul lui a început în 2010, atunci când era la plajă cu cele două fiice ale sale. Prima lucrare pe care a făcut-o a fost o sirenă. Atunci a înțeles că are acest dar și s-a gândit că trebuie să-l dezvolte. Potrivit artistului, nisipul îl fascinează, pentru că, indiferent din ce unghi îl privești, te va învăța lucruri noi. Procesul poate dura până la 12 ore. Bestarica adună nisipul umed și începe să-l contureze, încercând să-i găsească expresia și mișcarea fiecărui animăluț, în așa fel încât acesta să prindă viață. El folosește un băț ascuțit și pene pentru a aprofunda acea expresie. De asemenea, folosește uneori și alte materiale, precum cenușă, praf de cărbune, de lut, pulbere de piatră de diferite culori și cioburi de sticlă.
Iar acum luăm o scurtă pauză.